Un bărbat de 44 de ani din Craiova a intrat pe contrasens în această dimineață cu mașina și a izbit frontal un alt autoturism condus de o femeie de 48 de ani. Cei doi șoferi au ajuns la spital, iar polițiștii spun că bărbatul consumase alcool. În urma evenimentului, atât bărbatul cât și femeia au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportați la spital. De asemenea, aceștia au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în cazul femeii și 0,91 mg per litru alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului. În ultima săptămână, polițiștii de Olgene au desfășurat ample acțiuni în trafic pentru depistarea șoferilor care circulă cu viteză sub influența substanțelor interzise sau conduc autoturisme cu probleme. În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate și verificate peste 1400 de persoane, fiind controlate și aproximativ 1250 de autovehicule. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat peste 800 de sancțiuni contravenționale. Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 116 conducători auto. Pe lângă cei 116 șoferi care au rămas fără permise de conducere, polițiștii au retras și 48 de certificate de înmatriculare pentru autoturisme care nu prezentau siguranță în trafic.